Este o profundă onoare să vă urez bun venit la ceremonia solemnă organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței de Stat. Onorată asistență, sosește domnul Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș, însoțit de domnul colonel Virgil Nicu Florescu, comandantul brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal. În deschiderea ceremoniei se va intona imnul național al României. Serviciul religios va fi oficiat de către preoții militari din garnizoana Timișoara. Slavă Sfintei și celei de ofință și de viață păcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Și cer
și celor din morminte viață, dăruindu-ne. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Bună ziua tuturor! Astăzi ne adunăm cu inimile pline de mândrie pentru a sărbători Ziua Independenței Naționale a României, un eveniment care onorează curajul, determinarea și sprijinul de sacrificiu al strămoșilor noștri. Acum 147 de ani, acești eroi au luptat pentru a ne reda libertatea și demnitatea, deschizând calea către o țară modernă și unită. Independența României din 1877 nu a fost doar un act politic, ci o expresie a dorinței poporului nostru de a-și decide propriul destin. Este rezultatul luptei înaintașilor noștri care au crezut în idealul unei națiuni libere și au fost dispuși să-și sacrifice viețile pentru el. Curajul și determinarea lor ne inspiră să continuăm această moștenire și să construim o țară mai puternică, mai prosperă. În județul Timiș avem norocul de a trăi într-o comunitate diversă care reflectă esența națiunii noastre. Mozaicul cultural și tradițiile bogate ne îmbogățesc viețile și ne oferă un exemplu de armonie și colaborare. Împreună putem să ne dezvoltăm pe baza acestei diversități și să construim un viitor în care fiecare cetățean să se simte mândru și valorificat. Este o coincidență, dar una fericită, faptul că în această dimineață l-am primit chiar pe ambasadorul Turciei, continuitoarea Imperiului Otoman, față de care ne-am obținut atunci independența. A ținut să ne felicite pentru această zi și să ne asigure de prietenia dintre popoarele noastre, una pe care o simțim cu toții ca fiind specială. Vă mulțumesc și vă doresc o sărbătoare plină de bucurie și speranță. Invităm la microfon pe doamna europarlamentar Maria Grapini. Hristos a înviat! Bună ziua tuturor românilor de aici, din Timișoara, din Timiș și de pretutindeni. Dragi români, astăzi sărbătorim poate cel mai important eveniment istoric, independența țării noastre. Și trebuie să o privim cu mândrie, că înaintea noastră, cu mult înaintea noastră, au fost generații care au reușit să apere independența și să declare independența în 10 mai pentru România. Avem datoria morală, toți cei de acum, să predăm generațiilor viitoare o țară unită, suverană, independentă. Și să nu uităm că acel tribut care era plătit la turci, Carol, mai târziu încoronat tot în 10 mai, a donat acea sumă armatei. Trebuie să avem grijă și noi de armata română. Este garanția securității noastre. Și cred că trebuie să fim mândri de România. Independența o apărăm cu fapte, dar și cu vorbe. Oriunde mergem în lume, trebuie să nu ne fie rușine că suntem români. Suntem români și avem tradițiile noastre, cultura noastră, într-o Uniune Europeană, evident, dar ale noastre, tradițiile și cultura, nu trebuie să le uităm, trebuie să le promovăm. Și astăzi mai este o mare sărbătoare, izvorul tămăduirii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca acel izvor descoperit de Maica Domnului să tămăduiască poporul român, să ne curețe sufletele și gândurile și să putem să fim demni într-o lume globală. La mulți ani în România, la mulți ani independenței și multă sănătate tuturor! Adresăm rugămintea domnului Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, să ia cuvântul.
Hristos a înviat! Onorați invitați, astăzi ne adunăm cu inima plină de mândrie și recunoștință pentru a sărbători Ziua Independenței. E o zi în care privim în urmă cu respect și admirație, dar și înainte cu speranță și determinare. Se împlinesc 147 de ani de când în 1877 Mihail Cogălnicianu, în calitate de ministru de externe, spunea în fața deputaților țării: suntem o națiune liberă și independentă. Discurs urmat de adoptarea rezoluției prin care a fost proclamată independența. Declarația de independență reprezenta atât împlinirea unui ideal, cât și o condiție absolut necesară pentru ca tânărul stat român să facă saltul spre modernitate. Câștigată pe câmpul de luptă de către soldații români, care au arătat prin vitejie și jertfe că România merită să se alăture națiunilor libere ale lumii, independența de stat a deschis calea pentru societatea românească spre noi oportunități, spre noi idealuri de înfăptuit. Modernizarea statului, dezvoltarea economiei și consolidarea instituțională au fost rezultatele directe ale obținerii independenței. Astăzi ne bucurăm de statutul nostru de națiune liberă și suverană, dar nu trebuie să uităm niciodată prețul plătit pentru această independență. Avem datoria de a transmite mai departe această lecție puternică a istoriei și învățămintele pe care ziua de 10 mai ni le oferă cu generozitate, așa cum trebuie să insuflăm tinerei generații sentimente de profundă recunoștință și respect pentru eroii care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. De-a lungul secolelor, România a trecut prin încercări și greutăți, dar a rămas mereu pe picioare, întărită de spiritul său de rezistență și devoțiune față de patrie. De la luptele pentru independență până la Revoluția din 1989, poporul nostru a demonstrat că poate înfrunta orice provocare atât timp cât este unit și hotărât. În actualul context marcat de agresiunea militară ilegitimă și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a favorizat agravarea revizionismului istoric, a extremismului și a discursului instigator la ură, avem nevoie mai mult decât oricând să ne inspirăm din faptele înaintașilor, din curajul și determinarea lor și să ne apărăm cu toată energia pacea, democrația și libertatea. România are nevoie acum, la fel ca și atunci, de unitatea și eforturile conjugate ale clasei politice, ale societății civile, ale mediului academic, de inspirația și determinarea tuturor cetățenilor săi, pentru ca, prin idealurile prezentului și prin raportarea consecventă la valorile și principiile democratice care ne definesc, să construim un viitor mai bun. Independența noastră este o binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu, dar și o responsabilitate. Trebuie să o apreciem și să o protejăm în fiecare zi, să fim cetățeni activi și responsabili, să lucrăm pentru progresul și prosperitatea țării noastre. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Invităm la microfon pe domnul Cosmin Tabără, viceprimarul municipiului Timișoara. Stimați reprezentanți ai administrației, onorată asistență doamnelor și domnilor, permiteți-mi să dau citire mesajului domnului primar cu ocazia acestei zile speciale din istoria României. Suntem astăzi împreună aici pentru a sărbători cu fruntea sus 147 de ani de independență statală a României, 10 mai, fiind o zi simbol pentru istoria României. În 1877, principele Carol a promulgat proclamația Parlamentului din ziua anterioară privind independența statului român față de Imperiul Otoman, dând glas astfel supremelor dorințe ale acestui popor, suveranitatea și autonomia politică. Ziua Independenței României este, dacă vreți, șansa pe care ne-o dă trecutul ca să se asigure că nimic nu este uitat, că puterea unei aspirații corelate cu ambiția nu au fost în van și mai ales că îndârjirea și consecvența în împlinirea unui ideal nu au avut un preț prea mare. Dobândirea independenței naționale a deschis drumul modernizării accelerate a statului și societății românești, prin conectarea strânsă la valorile occidentale,
iar afirmarea României ca un stat cu instituții moderne, puternice și funcționale a sosit ca o consecință naturală. Ca atare, onorăm lecțiile trecutului și arătăm recunoștință celor care au crezut cu adevărat că imposibilul nu poate fi învins decât cu perseverență și convingere ideologică. Cu privire recunoscătoare asupra trecutului, ne ajută să privim cu speranță spre viitor, pentru a continua să construim împreună societatea românească și comunitatea europeană deopotrivă, păstrând la bază valori fundamentale precum umanitatea, libertatea și solidaritatea. Când spun asta, nu pot să nu mă refer la un adevăr universal recunoscut, și anume că mereu construcția unui stat, și în special în evoluția lui, trebuie să funcționeze ca un pendul al lui Newton. Mișcarea trebuie menținută în permanență. Cadoul dobândit azi trebuie fructificat mâine. În acest sens, proclamația independenței României acum 147 de ani reprezintă valori pe care trebuie să clădim o societate modernă, sigură pe convingerile europene pe care le avem, sigură pe ceea ce este România acum și mai ales convinsă de ce poate oferi zonei europene. În noua conjunctură căreia suntem contemporani, a unei Europa pusă la încercare de conflictul din Ucraina, poate aproape de granițele României, trăim cu toții o bucățică de istorie complicată. Atacul asupra Ucrainei este un atac asupra libertății noastre, a tuturor. Este un moment în care cu toții trebuie să ne apărăm valorile, să dăm dovadă de viziune, iar 1877 România își dobândea statutul de stat independent și devenea un garant al menținerii status quo-ului în această regiune, rol pe care, cu mândrie o spun, continuă să-l joace și în prezent, alături de partenerii din UE și NATO. În același sens, la o scară mai mică, Timișoara rămâne statornică în viziunea pe care a avut-o mereu. Rămâne de neclintit în ceea ce privește spiritul liber, multietnic și de acceptare. Timișoara rămâne fidelă libertății de conștiință care a consacrat-o. Aș mai completa eu că alături, comparând cu ziua de 9 mai, care are o triplă importanță pentru România, și 10 mai reprezintă o zi specială pentru că este și ziua regalității, dar mai mult decât atât a fost ziua națională până în 1947. La mulți ani, România! Onorată asistență, ceremonia militară organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței de Stat continuă cu defilarea detașamentului de onoare constituit din militari aparținând Brigăzii 18, Cercetare Supraveghere Decebal, jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Glad Voievod, pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al Județului Timiș, polițiști de penitenciar din cadrul Penitenciarului Timișoara, polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș, polițiști locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara.
arde drept, pentru defilare, cu onor spre dreapta, gard înainte, marș!